Potrivit site-ului oficial al Camerei Deputaților, reprezentantul minorității poloneze în Parlamentul României, Longer Gerbazen, a luat cuvântul de 3 ori în plen pe tot parcursul acestui an. Din cele 3 intervenții, 2 au fost declarații politice. Una dintre intervenții a durat doar 23 de secunde, făcând referire la zilele culturii polone. Longer Gerbazen nu s-a dovedit prea comunicativ în Camera Deputaților în comparație cu omologul său italian, Mircea Grosaru, care a avut 21 de intervenții în plen în anul 2011. Reprezentantul polonezilor și-a văzut de treabă, nu de treburile polonezilor care l-au trimis în Parlament, ci de treburile familiei sale. Gerbazen Longer și-a angajat fratele pe post de șofer la cabinetul parlamentar, cu toate că astfel de practici sunt interzise prin lege. Agenția Națională pentru Integritate l-a acuzat pe Gerbazen Longer de conflict de interese și a cerut parchetului de pe lângă, în alta curte de casație și justiție, să ancheteze acest caz. Deputatul polonilor este de părere că nu a comis nicio ilegalitate.